Credincioșii obișnuiți să se închine la statuia Sfintei Maria astăzi au găsit monumentul căzut la pământ. Sunt foarte mirat și șocat. Deci, nu știu pe cine l-a supărat Maria. Ce mai vrei cu asta? Am pus totdeauna o cutie aici unde am pus câțiva bănuți ce am avut și văd că nici aia nu mai este. Probabil că a fost și asta odată golită. Oamenii care locuiesc în zonă se plâng că nu e prima dată când vandalii dau lovituri. Păi eu spart și magazinul nostru de mult. O spart zilele trecute, din păcate. Dumneavoastră, n-ați auzit nimic? Nu am auzit nimic aici, cât am fost eu aici. Nu știu, s-o fi întâmplat seara, târziu, noaptea, nu știu. Statuia Sfintei Fecioare este un simbol pentru Piața Maria. Cei fără frică de Dumnezeu nu au ocolit-o însă în timp. I-au tăiat membrele, au trântit-o la pământ și au furat cutia milei. Pare rău că din când în când această statuie este în picioare lui cuiva sau îi pun gând rău, încearcă să o deterioreze, să o strice. Monumentul va fi restaurat în totalitate, iar stilul inițial al obiectivului va fi respectat. Nu au fost fisuri în statuie, doar stibituri în cădere, lovindu-se de jardinierele care s-au pus acolo. Polițiștii încearcă acum să le dea de urmă vandalilor. Polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că un tânăr de constituție astenică, 1,70-1,75, de aproximativ 25 de ani, a răsturnat o statuie din Piața Maria din municipiul Timișoara. În baza datelor oferite de către persoana respectivă, polițiștii efectuează verificări în vederea identificării și depistării suspectului. Statuia a fost construită în 1906 în locul unde a fost executat Gheorghe Doja.